prețurile cresc pe exterior, dacă m-au crescut prețurile, noi materialele de construcție, mare parte le importăm, bine, probabil cimentul nu atât importăm, dar restul materialele de construcție noi le importăm și nu pot să nu fie creștere. Și doi, noi am avut o creștere foarte mare a cererii pe intern, inclusiv a creditării persoanelor fizice și evident că acest lucru se reflectă în creșterea cererii pentru, în cazul dat, pentru bunuri de lungă durată. Și de altfel, intervenția BNM, ultima intervenție de înăsprire a politicii monetare, anume era orientată spre această, nici nu reducere, dar mai degrabă temperare a ritmurilor de creștere a creditării, pentru ca cumva să elimine acest risc care încă mai vine din partea... Haideți să simplificăm limbajul. Nu vreau să intervin prea des. Nu avem o creștere de preț, corect spunem recuperare. Ce înseamnă aceasta? În 2008, în ultimul trimestru, prețul unui imobil în Chișinău costa 900 de euro metru pătrat. În toată lumea s-a petrecut criza imobiliară și prețurile au scăzut timp de 3 ani de zile. La noi prețurile au căzut 10 ani până în 2018. În 2018 s-a stabilizat jos, 19-20 a fost ușoară creștere, 2020-2021 am avut o explozie de creștere a prețurilor, însă ele n-au crescut, dar s-au recuperat. Apartamentele noi doar am ajuns la 900 de euro, adică prețul din 2008, dar ce salariu era atunci, ce e acum, deci doar am ajuns la apartamentele vechi, noi în general suntem sub 700 de dolari. Acum, trebuie să o spunem cetățenilor noștri, asistăm la o temperare. Deci prețurile au crescut, acum practic în imobiliare s-au stopat, ele au crescut, că oamenii au luat credite, au crescut în opinia mea, că sunt cumpărate câteva mii de apartamente în scopuri speculative, în sensul bun a cuvântului. Deci oamenii au luat că piața crește, acum ei cred că se vor stresa că piața nu mai crește și cel mai probabil vom avea o aruncare pe piață în lunile martie, aprilie, mai și vom avea o stopare de creștere, însă o perioadă lungă prețurile vă crește.